Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip voi încerca să fac un site cu tematica de Crăciun și timp voi avea câteva zile la dispoziție, pentru că la momentul la care am început eu acest challenge era data de 20 decembrie, iar în 24 este ajunul. Sper să vă bucurați de acest videoclip și nu uitați că linkul de la site îl găsiți în descriere. Pentru asta ne vom folosi de sites de la Google, pentru că cred că este cea mai simplă chestie de făcut. Și aici am început eu să fac ceva, doar că nu-mi prea place. Ok, deci am făcut ce este Crăciunul și ce se întâmplă de Crăciun. Două categorii, doar că nu-mi prea place tematica și o să o modificăm. După ce m-am uitat puțin mai bine, cred că așa voi vrea să aceasta aș vrea să fie tematica. Și cam asta ar fi pagina principală în care am zis eu ce este Crăciunul. Am dat copy-paste de pe Wikipedia. Altă idee mai bună n-am avut să pun decât ce se întâmplă de Crăciun. Și am luat chestia asta de pe un site, o să ștergem din nou partea asta de jos pentru că nu ne ajută cu nimic. Am pus partea asta cu bradul pe care trebuie să o colorez și pasta. Ok, am văzut aici că mai sunt niște chestii și nu-mi prea dau seama ce. Și cred că o să facem și o pagină de pornire, deși inițial n-am vrut. Acum, pe pagina de pornire am văzut aici niște chestii pe care aș vrea să le aplic. Nu prea știu încă ce să pun pe pagina de pornire, așa că o să o las mai pe la final. Acum vom face o chestie interesantă. Vom intra pe canalul meu de YouTube, copiem link-ul URL, punem aici și avem butonul ăsta de YouTube pe care cred că îl pot pune oriunde. Exact. Aici te redirecționez către un videoclip. Aici voi adăuga încă un buton. Ok, voi face asta așa mai mare și ăsta va fi butonul care ne va aduce aici pentru ideile de preparate. Cred că la sfârșit voi face și la pagina de pornire un fel de cuprins în care voi scrie câteva categorii și voi pune butoane care să redirecționeze unde am nevoie. Aici avem și canalul de YouTube. Vom veni la ceea ce se numește secțiunea de pregătire și vom intra la idei de cadouri. După mică pauză am revenit cu o nouă categorie. Deci am făcut aici pentru alegerea unui cadou. Am adăugat poze și am făcut aici încă două categorii pe care nu le-am prins mai devreme. Iar aici am făcut o chestie interesantă pentru Secret Santa, iar teoretic, dacă tu, ca și vizitator al acestui site, apeși pe linkul ăsta, te va băga pe această roată de care tu poți să o învârți și îți va da aici o recomandare la alegere cu ce ai putea să iei. Bun, vom salva progresul pe care l-am făcut și mâine urmează să continuăm. Acesta este ziua cu numărul 2. Numai ce am terminat de făcut și pagina asta pentru idei de preparate. Și acum trec la ultima categorie, care sunt decorațiunile. Iar apoi voi mai avea de făcut decât pagina de pornire. La decorațiuni nu prea am idei. Câteva minute bune mai târziu am făcut și pagina de pornire. Acum nu-mi prea place mie cum stau butoanele aici și textul, da? Asta e. Aici avem un link direct către canalul de YouTube. Aici avem pagina cu ce este Crăciunul, scurtă și la obiect, ce se întâmplă de Crăciun. Iar aici, la pregătire, avem ideile de cadouri, cu această roată, idei pentru preparate, unde am aruncat aici mai multe preparate și am scris cum se numesc. Și aceeași chestie am făcut-o și la decorațiuni. În mare parte, cam acesta ar fi site-ul, pentru că nu prea știu ce aș putea să fac pe pagina principală, așa că cred că o să-l salvăm. Asta era varianta veche și așa arată varianta nouă. Aici spune ce s-a actualizat și cam așa arată site-ul. Și este foarte funcțional. Bun. Avem aici și o bară de căutare, dar nu prea știu ce aș putea să caut. Și cam acesta ar fi site-ul în mare. Nu prea am ce să-i fac mai mult de atât. Și dacă vom strânge la acest videoclip 10 like-uri, vom mai face încă un site, doar că în alt browser și îl vom face pe altă tematică. Până în alta, eu am fost Beatrice Yoga, dați și voi un subscribe și un like și ne vedem în următorul videoclip.